În prima ediție a acestei săptămâni, fetele din Casa Iubirii au surprinse de apariția unui nou băiat. Claudiu le-a dăruit acestora câte un trandafir pictat chiar de el și le-a povestit câteva detalii inedite din culisele vieții sale. Cipeșul tânăr a intrat în emisiune dornic să își întâlnească jumătatea și s-a arătat foarte încântat de frumusețea și dezinvoltura fetelor. Bianca a fost din nou cea mai votată și susținută concurentă, care și-a adjudecat premiul de 5.000 de lei și titlul de favorită săptămânii. În ciuda faptului că nu a plecat nimeni acasă, în ediția de astăzi, fetele au avut parte de o surpriză de pomină deoarece un nou concurent a pășit în Casa Iubirii. Surpriză de proporții pentru fetele din Casa Iubirii. Un nou concurent a intrat în emisiune pentru a-și căuta perechea. Ce dezvăluiri a făcut Claudiu din culisele vieții sale? Am avut două tentative de relație până acum. Gala emisiunii Casa Iubirii a fost presărată cu multe momente tensionate, emoții, răsturnări neașteptate de situație, dar și mult suspans deoarece concurenții au așteptat cu nerăbdare să afle dacă va pleca vreunul dintre ei acasă. În cele din urmă, Andreea Mantea a anunțat faptul că va fi o gală fără eliminare și toți au răsuflat ușurați că vor rămâne încă o săptămână în aceeași formulă. Iar la finalul serii trecute, concurenții au aflat și cine a fost desemnat favoritul săptămânii, conform voturilor exprimate de public. Frumoasă și stabilă. De asemenea, tânărul a mărturisit că a absolvit Facultatea de Arte și Design și urmează să studieze și Facultatea de Inginerie Mecanică. Claudiu le-a spus fetelor că are 22 de ani, este din Pârlad, județul Vaslui și s-a înscris la casting pentru a-și întâlni perechea și pentru a-și construi pas cu pas o relație. Curioase, fetele și-au dorit să afle dacă tânărul are deja câteva favorite, însă Claudiu le-a răspuns cu sinceritate că nu a urmărit deloc emisiunea și că nu a avut ocazia să le cunoască încă, dar își dorește să le descopere pe fiecare în parte. Întrebat cu ce gânduri a venit în Casa Iubirii, Claudiu le-a dezvăluit fetelor că va lua totul ca pe o experiență inedită de viață și că își dorește enorm să cunoască o fată care va îndeplini anumite standarde. Sincer, mi-ar plăcea să fie cât de cât atrasă de sport, de ținută ei fizică. Să nu fie delăsătoare. Să se uite în oglindă și să-i placă ce vede și chiar mai mult decât atât să aibă ambiții în ceea ce privește aspectul ei fizic. A spus Claudiu, noul concurent din Casa Iubirii. Favorita din gala din data de 9 iunie 2023 va fi Mihaela. Mihaela este favorita publicului și cea care primește cecul de 5.000 de lei. Așadar, în data de 9 iulie urmează niște zile mari de ceartă și iar ceartă. Irina, noua concurentă intrată în casă, face complot cu Bianca și o vor ataca pe Mihaela. Concurenții au o teamă puternică, ca nu cumva Robert și Mihaela să câștige marea finală Casa Iubirii. Nici de această dată nu avem informații încă despre cei care vor fi eliminați, dar stați aproape și abonați-vă la acest canal, vom reveni cu informații cât de curând. Mihaela va fi subiectul principal al emisiunii, concurenții vor pune tunurile pe ea să o dea afară. Se profită la maxim ca Mihaela să plece acasă, oare vor reuși? Se pare că Bianca pierde teren și se duce la fund, aceasta este cu încrederea la pământ. Deși Bianca era o persoană populară, se pare că Mihaela a demonstrat publicului că este o fată cu capul pe umeri și poate să fie în vârf. Între timp, concurenții au puțin timp de respiro pentru a face un cuplu sau vor fi eliminați, deoarece acesta este scopul emisiunii. Este și lipsă de noi concurenți și acesta este un motiv întemeiat în care staful o lungește să nu prea elimine concurenții vechi. Cei care se înscriu nu oferă credibilitate că vor putea face față provocărilor din Casa Iubirii. Se apropie marea finală, toți se luptă să câștige cecul, măcar atât. Trofeul Casei Iubirii în marea finală se dă pentru Robert și Mihaela, dar mai este un cuplu. Cei care se mai bat și pot câștiga sunt Bianca, care este favorizată din ce se vede în mediul online. Din spate cu forță vine și concurentul Ionuț. Aștept să dezbatem la comentarii, cine credeți voi cei de acasă că merită să ia marele premiu, Robert și Mihaela, Bianca sau Ionuț sau alt concurent. În ediția de luni, 3 iulie 2023, tensiunile vor atinge cote alarmante în Casa Iubirii, deoarece situația va scapă de sub control în tabăra băieților, unde se vor riscă noi controverse, ajungându-se în pragul unei altercații de proporții. Seria certurilor va fi deschisă însă în casa fetelor, unde Bianca și Mihaela vor ajunge din nou să se contrazică și să-și spună replici acide, în ciuda faptului că în gală cele două concurente păreau că vor să îngroape securea războiului.
Tensiunile vor atinge cote maxime în Casa Iubirii, Ionuț și Robert, dispută fără precedent. Situația va scăpa de sub control în casa băieților, Ionuț va ajunge la un pas de a declanșa o altercație cu Robert. Andreea Mantea va lansa un avertisment apric pentru toți concurenții. Vă rog din tot sufletul meu, nu vrem să mai vedem așa ceva aici, în Casa Iubirii. Bianca. Nu știam cum să te ating și cum să te doară. Și îmi pare foarte rău că te-am adus în această stare și că nimeni, nici dintre fete și nici dintre băieți, nu ți-a luat apărarea cum ar trebui. Mihaela. Da, asta m-a durut mult mai tare. Robert. Au luat conexiunea că să nu mă asculți, că să te toace. Nu mai plânge. Însă cearta ce se va isca între Ionuț și Robert va degenera la un moment dat și se va ajunge în pragul unei altercații de proporții. În cele din urmă, Andreea Mantea va lansa un avertisment dur la adresa tuturor concurenților din Casa Iubirii, cărora le va spune răspicat să nu se mai repete astfel de gesturi violente în cadrul show-ului. Pe de altă parte, în casă băieților, Robert va fi deranjat de atitudinea ironică afișată de Radu, la adresa lui și a Mihaelei, după ceartă cu Bianca și cei doi băieți vor ajunge să se jignească. În cele din urmă, Robert a fost luat în vizor de către Ionuț, care l-a pus la zid, după ce a avut un gest violent la adresa lui Radu. Vă rog din tot sufletul meu! Aviz pentru ceilalți! Nu vrem să mai vedem așa ceva aici, în Casa Iubirii! Va spune Andreea Mantea. Concurenții din Casa Iubirii, care au venit în cadrul emisiunii pentru a-și căuta jumătatea, se confruntă la fiecare pas cu noi provocări, noi momente de senzație, însă și cu multe tensiuni și dispute aprige iscate din prea mult orgoliu, din invidie sau chiar gelozie. După o gală plină cu multe astfel de momente tensionate și certuri aprige, în prima ediție a săptămânii viitoare lucrurile se vor precipita și mai mult deoarece certurile se vor muta în casă băieților de această dată, acolo unde se va isca un mare scandal. Mihaela și Robert, în pragul despărțirii. Vreau acasă. Nu vreau niciun cec. Relația ei cu Robert va ajunge în pericol de destrămare. Mihaela, în lacrimi. În gala de duminică, 2 iulie, în Casa Iubirii vor izbucni noi certuri și controverse. Seria disputelor va fi deschisă de Bianca și Robert, care își vor adresa din nou replici acide și jignitoare. Abonează-te și lasă un like pentru a fi la curent cu favoriții galelor viitoare, dar și alte informații din Casa Iubirii. Mulțumesc! Concurentul o va acuza din nou de falsitate și de faptul că vorbește mult și inutil. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția telespectatorilor noi momente de senzație, clipe neprevăzute, întâlniri de pomină, dar și multe controverse și răsturnări uluitoare de situație prin care trec concurenții. După ce în ediția de sâmbătă tensiunile au izbucnit din nou, în ediția de gală de duminică, 2 iulie, spiritele se vor încinge și mai mult. Mihaela și Robert, în pragul despărțirii. Robert, nu-ți dorești o femeie ca mine? Concurenta va izbucni în lacrimi amare. Aflați ce decizii neașteptate se vor lua în gala de duminică, 2 iulie. Bianca, mă lași să termin, Robert. Am fost întrebată. Robert. Un monolog de jumătate de ora. Mă doare spatele aici că stau pe scaunul ăsta. Bianca, păi du-te acasă. Nu-ți place, du-te acasă. Robert. Asta este doar în mintea ta, asta nebună. Îmi pare rău că spun asta. Andreea Mantea. Vreți să vă trimit la un date? Vreți să vă trimit la o interacțiune? De ce nu vorbim de Mihaela? Robert. Pentru că a intervenit Bianca și a și jignit-o. Pe de altă parte, Bianca va fi pusă la zid și de Mihaela, care va lansa reproșuri aprige la adresa rivalei sale. Cele două concurente vor ajunge să-și spună jigniri aspre și în cele din urmă, Mihaela va izbucni în lacrimi și va spune răspicat că își dorește să plece acasă. Nu mai vreau! Vreau acasă, nu vreau niciun cec. Robert, nu-ți dorești o femeie ca mine? Va spune Mihaela, dându-i de înțeles partenerului ei că a ajuns la capătul răbdării. Gabriela Cristea, dată la emisiune. Tavi Clonda neagă tot. Ce alte imagini au ieșit acum la iveală? Noi imagini compromițătoare cu Gabriela Cristea. Cum a filmat-o colegul ei de la Mireasa? Au trecut două zile de când Gabriela Cristea a fost acuzată de viperele vesele, cele care știu toate de desubturile televiziunilor din România și informează mereu publicul înainte de TV că a intrat beată în direct în emisiunea Mireasa, Capriciile Iubirii. Deși nu a oferit nicio reacție acuzațiilor primite, moderatoarea de la Antena Stars a oferit câteva explicații despre viața ei în mediul online.
Gabriela Cristea reacționează după acuzațiile că a intrat beată pe TV. Nu am vrut să aveți o imagine defectuoasă despre mine. Deși blamată în ultimele zile din cauza acuzațiilor care i s-au adus, acuzații potrivit cărora ar fi intrat în stare de ebrietate în emisiunea Mireasa Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea se bucură de o mare susținere în mediul online.